Vreau să încep prin a întreba cum definim acest cuvânt, cum definim compromisul. La ce ne gândim? Ce stare ne determină? Ce emoție ne transmite? Fiecare dintre noi face compromisul zilnic, prin fiecare alegere pe care o face. Fie că e vorba să-și exprimă părerea în legătură cu ceva, fie că e vorba să renunțe la ceea ce îl împiedică să-și atingă obiectivele. Tocmai, la ce ne gândim când spun compromis? Mulți dintre noi, probabil, pot să aibă tendința să se gândească la o definiție exactă, precum acord bazat pe cădere reciproce sau înțelegere între două sau mai multe persoane. Dar ce-ar fi dacă ne-am gândit la cele două persoane ca fiind eu și eu însumi? Cine poate să-mi dea un exemplu de o astfel de situație? Nimeni? Ok. Astăzi am decis să vorbesc despre compromisurile pe care le-am făcut cu mine însumi, atât în mod conștient cât și în mod conștient. De ce? Pentru că noi suntem proprii noștri stăpâni. Dar, de multe ori uităm asta. Noi putem să găsim o soluție pentru orice problemă sau o problemă pentru orice soluție. Iar asta cred că depinde doar dacă ne lăsăm mintea să acționeze pe pilotul nostru automat sau avem curajul de a lua cărma în mâini și a naviga în direcția în care ne dorim. Din exterior, lumea ar putea zice că am realizat câte ceva până la vârsta de 21 de ani. Am absolvit recent o facultate, am experimentat și muncat în domeniul IT timp de un an și probabil că sunt pregătită să intru în industria muncii. Să vă zic acum și din perspectiva mea. Am terminat o facultate mișto, dar încă nu știu dacă a fost cea mai bună alegere pentru mine. Am avut de multe ori tendința de a renunța, de a alege cea mai simplă cale sau de a-mi căuta anumite scuze. Am experimentat munca în domeniul IT printr-un internship timp de un an și am avut norocul de a lucra într-o echipă de oameni faini, oameni care m-au făcut să-mi scot la iveală potențialul. Dar totuși, ce am făcut greșit în acești 3 ani? M-am axat pe toate lucrurile care îmi lipseau, toate calitățile care credeam că îmi lipseau și am pus deoparte ceea ce mă definea, ceea ce mă făcea unică. Astfel, pot spune că am ajuns la o stare ușoară de anxietate, având momente în care stăteam pur și simplu în pat și mă gândeam la tot ceea ce nu era bun în viața mea. Am trecut de la a da vina pe alții, la a da vina pe mine. Iar acela a fost momentul în care am făcut un compromis inconștient cu mine însumi, un compromis de a rămâne în acea stare și de a-mi lăsa mintea să acționeze pe pilotul meu automat. Pilotul meu automat, bazat pe experiențele mele anterioare. Totuși, am avut noroc. Noroc că îmi place să citesc și am început să citesc despre psihologie. Apoi, m-am mutat în chirie. Am avut un al doilea noroc de a sta cu o studentă la psihologie și încet, încet am ajuns într-o etapă de conștientizare. Ce am conștientizat? Că mă sabotasem singură în acest timp. Astfel, am decis că e momentul să trec la acțiune. Punctul culminant a fost recent. Aplicasem la un program de training susținut de Fundația Leaders, un training pentru studenți care avea ca scop autocunoașterea. Astfel, într-o lună de training, am întâlnit oameni faini și am învățat că toți avem vulnerabilități pe care le ascundem. Am învățat cum comportamentul meu se bazează pe valorile mele, fie ele alese de mine, fie transmise de alții. Astfel, a fost un alt moment de conștientizare. Am conștientizat că comportamentul meu și pilotul meu automat erau alimentate de valorile negative sau cel puțin interpretate în mod negativ de către mine. A fost momentul în care am conștientizat toate compromisurile inconștiente pe care le-am făcut până atunci și am decis că trebuie să le schimb. Am decis că trebuie să trec la acțiune. Energia mea încet, încet a început să se schimbe. Am întâlnit oamenii de care aveam nevoie, care m-au ajutat să pun în practică ideile de la nivelul gândirii, idei abstracte pe care le-am pus în practică în realitatea mea imediată. Astfel, pot spune că compromisul se bazează pe valorile noastre, pe credințele noastre. Compromisul e o parte din noi. Astfel, el poate să ne fie cel mai bun companion de drum sau un dușman perspicace. Tu ce ai vrea să fie? Tu ce mai aștepți să schimbi? Ai încredere în tine.
Încearcă să fii aici și acum, și nu doar cu trupul, ci cu fiecare bucățică ta pe care poți să o faci atentă. Soluția mea poate pare simplă, dar te invit să o testezi. Cum? Simplu. Scoate-te la o cafea. Și vezi ce se întâmplă.